obosite. Bună dimineața! Neața, Dani, neața tuturor! Astăzi vom face un full body training, adică acel tip de antrenament, nu foarte intens, dar care ne ajută să ne căpătăm un tonus muscular foarte bun. Dar înainte de a începe, vreau să vă mai spun un lucru. Este important să știți că odată ce avem o consecvență de 3 antrenamente pe săptămână, vom vedea mai multe beneficii în urma acestui antrenament, adică o stare de bine generală care ne va ajuta să facem față rutinei din viața de zi cu zi mult mai ușor și în același timp ne ajută să avem o stare de sănătate bună și ne reglăm foarte, foarte repede glicemia. Dar haideți să vă arăt și ce exerciții am putea să lucrăm. Fetelor, vreau așa, hai să ne așezăm în fața saltelei, pentru că vreau să ne vedem mai de aproape, picioarele apropiate. Și am nevoie așa, am nevoie să mergi într-o semigenoflexiune, aici cu picioarele apropiate, te îndrepți, depărtezi ușor picioarele până ajungi cu ele la nivelul bazinului, aici mergi în full squat, da? Să angrenești și fesii, atenție, mergem cu picioarele mai depărtate și aici merg într-un sumo squat, da? Revin și apropii și din nou, hai! Genou cu picioarele apropiate, foarte, foarte bine. Acum, full squat, bine, mă îndrept. Picioarele mai depărtate, sumo squat. Bine, și alternăm. Haide, și jos. E bine să știți că undeva la 10 repetări pe fiecare variantă de genoflexiune ar fi suficient, da? Hai, mergeți până la 3 serii pe fiecare exercițiu pe care vi-l vom arăta astăzi. Bun, 3, 2, 1, stop. Hai să ne retragem un pic. Ne așezăm într-o poziție de flotare. Lucrăm cu genunchii pe saltea, da? Adică varianta un pic mai ușoară. Brațele depărtate și vreau așa. Vreau să flexăm coatele, să facem o flotare. În momentul în care am revenit, te așez pe antebrațe, da? Rămân acolo pe genunchi și mă ridic din nou pe brațe. Și încă o dată, haide! O flotare, revin, coatele jos și din nou mă ridic. Și încă o dată, o flotare, asta e. E foarte important, hai, să-mi ții cont că brațele tale trebuie să fie depărtate, da? Hai! Și mă așez pe antebrațe și revin la fel 10 repetări pe fiecare exercițiu, da? 3, 2, 1, stop! Ok, ne așezăm pe antebrațe, am genunchii întinși, picioarele ușor depărtate, da? Bun, în poziția asta îmi duci un genunchi pe lateral, el vine aproape de piept și apropii la spate, da? Încă o dată, genunchi pe lateral, aproape de piept și revin. La fel cu celălalt picior. Hai, lateral, aproape de piept și revin. Foarte bine. Am o torsiune, da? A piciorului pe mișcarea asta, da? E foarte important să respecti fiecare punct. Adică, genunchiul merge pe lateral, ușor curge în interior. Asta e. Foarte bine. Angrenez abdomenul, platul abdominal în poziția asta, toată musculatura din zona de cor și, bineînțeles, oblicii pe care pun focus foarte, foarte tare. 3, 2, 1, stop! Bun. Ne așezăm pe spate culcat. Fetelor, ridicăm picioarele la verticală. Atenție un pic. Merg cu brațele spre glezne, am genunchi întinși, da? Revin. Din nou mă ridic, dar de data asta apropii degetele după picior. E foarte important să marchez fiecare punct. Sus, ușor revin, foarte bine. Acum am un crunch mai amplu și revin, da? Hai, și din nou, apropii degetele după picior. E foarte important să expiri pe fiecare ridicare de trunchi, da? Menții picioarele acolo la verticală. În cazul în care nu poți să susții picioarele, poți să îndoi ușor genunchii și să continui cu aceeași mișcare, da? Hai, inspiră și expiră. Ai 10 repetări la fel pe fiecare tip de exercițiu. Nu uita de cele 3 serii de care ți-am spus și în același timp trebuie să reții faptul că ai nevoie de 3 antrenamente pe săptămână ca să vezi și ceva rezultate. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc mult. O zi bună să aveți!